Primarul comunei Peștișumii, care a reușit să atragă finanțări pentru comunitatea pe care o păstorește de doar 2 ani, cât n-au reușit toți predecesorii săi împreună în ultimii 30 de ani. Proiectele de introducere a rețelelor de apă și canalizare în toate satele comunei, în valoare de 35 de milioane de lei, reprezintă echivalentul bugetului local pe 20 de ani. Secretul succesului, perfecționarea personalului din cadrul primăriei, schimbul de experiență și consultarea primarilor cu mai multă experiență în accesarea de fonduri extrabugetare. I-am trimis la specializări și în schimburi de experiență. Deci am fost cu angajații din primărie la diferite primării pe care eu le consider de succes și care au reușit să facă lucruri într-un termen scurt. Și pot să vă și dau exemplu. Am fost la primăria de la Șoimuș, am fost la primăria de la Baru, urmează să mergem la primăria de la Ciogud, pentru că sunt prieten cu primarul și cred că Ciogudul mai au ce... Ciogudul a ajuns deja celebru, da? Bun, sunt lucruri pe care ei deja le-au făcut. Eu am încercat să iau, eu am încercat să iau exemplu de bune practici de la colegii mei primari, în sensul în care, având în vedere cât este de stufoasă legislația, până a pus să citești tot, să faci toate documentele pe un anumit segment, se pierde foarte mult tim timp. Și atunci, experiența celor care au netezit de la calea. I-am rugat și pe ei să apeleze la experiența celor care au mai făcut astfel de lucruri. Pentru că nici unul din primărie nu s-a confruntat cu genul ăsta de proiecte. Da? I-am trimis inclusiv la cursuri. Gândiți-vă că niciunul din primăria Peștișumic nu a fost nici măcar la un curs de specializare. Nici măcar unul. I-am trimis pe toți, pe fiecare segment în parte, la cursuri de specializare să înțeleagă și din altă perspectivă lucrurile. Zilele acestea, primarul comunei Peștișumic, Daniel Dobruțchi, participă la un forum internațional, având ca temă oportunități de investiții în mai multe domenii, inclusiv în turism, domeniu pe care primarul intenționează să-l promoveze și să-l dezvolte.